Contradicții între șeful campaniei de vaccinare și medicii legiști din Gorj, care au făcut noi analize în cazul bărbatului mort după vaccinarea cu AstraZeneca. În timp ce Valeriu Gheorghiță declara pe 8 aprilie că nu există niciun caz în România de tromboză după vaccinarea cu serul de la AstraZeneca, medicii din Gorj au făcut descoperiri halucinante. Bărbatul de 47 de ani, mort a doua zi după vaccin, avea tromboze multiple. Concret, cheaguri în toate organele corpului, cheaguri care i-au cauzat, în final, un infarct miocardic acut extins. Bărbatul de 47 de ani era angajat la SGA Gorj și a fost vaccinat cu o doză de AstraZeneca în data de 28 februarie. A doua zi la serviciu i s-a făcut rău. A fost dus la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, acolo unde a și decedat la câteva ore distanță. Ce să mai simt, doamnă, decât durere și durere. Durere și durere și lacrimi și... și altceva ce să mai simt decât lacrimi și lacrimi. Mă culc în lacrimi, mă scolc în lacrimi. Bună ziua! Era ultima dată am vorbit duminică seara. Mi-a zis că e bine că își făcu căldură și că stă la televizor. Asta mi-a spus. V-a sunat după vaccin, după ce și-a făcut vaccinul? Nu, l-am sunat. Că a fost la Sadu și cu un șofer de acolo, de la ei. Și a făcut și că a fost și prin, pe la Coleus, pe acolo. Șoferul mi-a spus pe urmă. S-a luat de niște deștea cu cercei, cu asta a făcut și nu avea nimic, a venit acasă. Da. După vaccin s-a simțit bine? Da, după vaccin s-a simțit bine, da. Bine până dimineața. Asta e. Mi l-a luat Dumnezeu, mi l-a luat. Înapoi nu mi-l mai poate aduce. Potrivit rudelor, bărbatul nu suferea de alte boli, decesul său fiind un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut. Că dacă a murit din vaccinul ăsta, eu ce să mai zic? Știați că merge să se vaccineze? Știam, sigur, că și eu am făcut și soțul a făcut, dar a făcut Pfizer ăsta. Eu am făcut și eu primul vaccin și cum am plecat la București, al doilea nu l-am mai făcut aici. Și tot am zis... Probabil că am zis că să-și facă vaccinul, că n-a zis să reziste la COVID-ul ăsta, că el avea și un serviciu după cătos, el era cu aprovizionarea. Aș pleca la Craiova prin magazine, prin asta. Și sigur, zic, s-a gândit și el probabil că să-și facă, să devină imun. N-am știut că se întâmplă așa ceva. Dar avea probleme? A fost bolnav? Nu, nu avea, mai ales că noi nu suntem o familie care n-am suferit niciunii de inimă. Mama a murit la 92 de ani, eu am 78 de ani, soțul la fel. N-am avut probleme cardiace în familie. Și nici alte probleme de sănătate? Nu, eu pentru prima dată, acum la 78 de ani, m-am dus la spital, am avut o ocluzie intestinală. Medicii legiști au făcut noi analize, iar rezultatele au arătat că angajatul SGA Gorj a dezvoltat multiple tromboze care i-au cauzat decesul. Inițial, cauza decesului a fost infarct miocardic acut extins. Medicii au prelevat probe din toate organele interne și toate au indicat tromboze. Rezultatele nu au fost comunicate public până în aceste momente, fiind obținute pe surse. Săptămâna aceasta, o comisie de constatare a decesului din cadrul SGU Târgu Jiu se va întruni, urmând ca noile constatări să fie trecute în certificatul de deces. Documentul va ajunge și la procurorii din Gorj, care fac o anchetă în cazul bărbatului pentru a stabili dacă există o legătură de cauzalitate între vaccin și deces.